Situația sistemului sanitar din România s-a îmbunătățit. Brigada 2 Infanteriero vine de la Craiova, devine brigadă multinațională NATO, iar relațiile dintre țara noastră și Republica Moldova trebuie întărite. Sunt principalele concluzii ale ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care a avut loc în această după-amiază la Palatul Cotroceni. Am avut o informare referitoare la sistemul de sănătate publică și starea de sănătate a cetățenilor. O informare care a venit din partea Ministrului Sănătății după ce ultima dată CSAT a trasat sarcina acestui minister să vină cu o abordare sustenabilă pentru a îmbunătăți net situația din sistemul sanitar. Ni s-a prezentat abordarea față de problema infecțiilor nozocomiale, unde Ministrul Sănătății ne-a informat că s-au făcut pași foarte importanți în zona clarificării legislative, în zona reglementărilor, inclusiv în zona reglementărilor pentru biocide, în zona investițiilor necesare pentru infrastructura spitalicească. Șeful statului a mai declarat că o unitate militară de la noi devine brigadă multinațională NATO. Asta în urma planului de acțiune pus la punct la summitul de la Varșovia din iunie. Atunci s-a decis înființarea unei brigăzi militare multinaționale pe teritoriul României, din care să facă parte 5.000 de soldați. Potrivit anunțurilor oficiale de până acum, vor face parte soldați români, bulgari și polonezi. Se poartă însă negocieri și cu alte state. Ministerul Apărării Naționale a decis care unitate din România se va constitui în această brigadă multinațională. Este vorba de Brigada 2 Infanterie Rovine, care va prelua rolul de brigadă multinațională. Această brigadă își are sediul în Craiova și acolo va funcționa în consecință și brigada multinațională. De asemenea, în ședința CSAT, care a durat în jur de 4 ore, s-a stabilit să fie implementată o strategie pe termen mediu și lung, astfel încât relațiile dintre România și Republica Moldova să devină mai bune, mai performante și mai pragmatice. A fost a 10-a ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării în mandatul lui Klaus Iohannis. Mari absenți au fost șeful Serviciului Român de Informații, Eduard Helving, care se află într-o deplasare, și Mihai Răzvan Ungureanu, care a demisionat ieri din funcția de director al SIE.